E bine, și pentru că sportul se combină, uite așa, se combină cel mai bine cu regim alimentar, mai ales când vrem să slăbim, l-am invitat astăzi pe Mario Popescu să ne spună totul despre super dieta asta ketogenică sau cum să o mai numi ea. Bună dimineața, Mario, bine ai venit! Bună dimineața, dragilor, bine v-am găsit! Să știi că am auzit de dieta asta ketogenică, chiar și pe la vedetele de la Hollywood. Da. Adică e o mare bază, așa, ca să zic despre ea. Ce presupune mai exact dieta ketogenică? Practic, această dietă ketogenică presupune excluderea din alimentație a carbohidraților. Mai pe scurt, o să mâncăm doar grăsimi și proteine, preponderent grăsimi, în mare majoritate, moderat proteine și foarte, foarte puțin carbohidrați și doar carbohidrați cu indice glicemic foarte scăzut, respectiv din legume verzi, verdețuri și fructe de pădure. Și fără pâinică, fără paste? Da, exact. De ce efect are asta asupra corpului nostru? Că de obicei carbohidrații știu că ne dădeau energie. Devastator. Devastator. Da, exact, devastator, atât fizic și emoțional, în primul rând, da? Carbohidrații sunt cei care ne dau energie. Trebuie să reținem un lucru, și anume că acești carbohidrați pe care noi îi consumăm zi de zi, ei sunt folosiți ca sursă de energie de fiecare celulă din organismul nostru. Sunt și două organe în organism care nu pot funcționa decât pe bază de carbohidrații, respectiv cordul și inima și creierul. Ei nu folosesc ca sursă de energie decât carbohidrați. Cum funcționează dieta? Îți explic imediat cum funcționează. În momentul în care noi nu mai oferim organismului carbohidrați, el va intra într-o stare de cetoză. Starea de cetoză ce presupune? Presupune folosirea resurselor... Nu sună bine. Presupune folosirea resurselor de grăsime sau grăsimilor pe care le ingerăm ca sursă de energie. Dar ea va veni la pachet cu foarte multe dezavantaje pentru sănătatea noastră, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Ca și dezavantaje pe termen scurt va fi schimbarea stării noastre de spirit, chiar apare în primele săptămâni de când ținem această dietă, gripa keto se numește. Vom avea exact aceleași stări pe care le avem în perioada în care avem gripă sau răceală. Serios? Dureri de cap, da, oboseală, amețeală. E o reacție organismului, da, probabil. Da, până va intra în acest proces de cetoză. De asemenea, respirația va fi urât-mirositoare din cauza acestui proces de cetoză. La fel vom avea probleme și cu urina, care va fi urât-mirositoare. Deci vor fi probleme pe termen scurt. Pe termen lung sunt probleme care pot accentua anumite probleme, în special cele renale și cardiovasculare. Wow. Wow, și totuși sunt foarte mulți oameni care țin această dietă au slăbit, adică au rezultate. Trebuie să reținem un lucru, și anume că una este să slăbești, alta este să slăbești sănătos. Sănătos, exact. Procesul de slăbire în sine nu este un proces complicat. Ingerăm mai puțin decât consumăm și prin deficit caloric slăbim, dar contează cum slăbim. Un mare dezavantaj al acestei diete keto, pe care eu nu o recomand sub nicio formă, este acela că noi nu mai mâncăm carbohidrați. Respectiv, în momentul în care nu mai mâncăm carbohidrați, ce se întâmplă? Nu mai aducem un aport de fibre în organism. Fibre care sunt extraordinar de esențiale pentru a preveni constipația, pentru a preveni bolile cardiovasculare, pentru a preveni bolile de colon. De asemenea, dacă nu mai mâncăm leguminoase, nu mai mâncăm cereale integrale, nu mai mâncăm fructe, nu mai mâncăm legume, nu o să mai avem nici aport de vitamine și minerale. Și ne constipăm. În organism. Aceasta ar fi o problemă pe termen scurt, constipația, iar problemele pe termen lung produce la boli cronice, cum ar fi sindromul colonului iritabil, cum ar fi bolile cardiovasculare, accentuarea unor afecțiuni care sunt deja existente în corp, a inflamației și așa mai departe. Ce alimente sunt permise în dieta asta? Le avem aici pe masă? Da, le avem aici pe masă. Ideea e că ar trebui o dietă keto, de obicei presupune ca 70-75% din calorii să provină din grăsimi, 20-25% din proteine, iar undeva la 5%, maxim 10% din carbohidrați. Așa că pentru dieta keto, cei care adoptă această dietă, ca să și exemplificăm, vor introduce în alimentația lor doar proteină și grăsimi. Uite cum avem aici grăsimi, carne grasă, brânză grasă, că vorbim de cașcaval, de brânză, de parmezan. Acestea sunt niște surse atât de proteină cât și de grăsimi. De asemenea, avocado, oul putem să-l introducem. Problema e că sunt persoane care atunci când abordează acest stil de viață, încep să consume și prăjeli, am înțeles. Prăjeli, bacon, considerând că este ca o portiță spre a-și face toate poftele alimentare. Și aceasta, într-adevăr, că poate crește colesterolul LDL-ul, acel colesterol periculos, și poate crea un fond propice bolilor cardiovasculare. Sunt oameni care au deschis acum televizorul și au senzația că recomandăm lucrurile astea. Vorbim cu Mario Popescu despre dieta ketogenică, pe care a zis că nu o recomandă. Nu o recomand. Ea, la bază, ca să facem așa o scurtă incursiune prin istoria acestei diete ketogenice, ea la bază a fost
inventată, ca să spun, pentru cei care sunt bolnavi de epilepsie. S-a constatat că bolnavilor de epilepsie le diminua crizele. Dar eu acum vă întreb pe voi altceva. Dacă noi suntem niște persoane sănătoase și nu avem aceste crize de epilepsie, de ce am aborda un stil de viață, păi pe da, care o dietă pe care o abordează un bolnav de epilepsie? Îți răspund eu, este foarte mult marketing în jurul la acestor diete. Vrei să facem un meniu? Poate sunt oameni interesați. Noi nu o recomandăm, tu nu o recomanzi. Da, eu nu o recomand. Dar hai să facem un meniu pentru o zi. Ca să facem un meniu, haide că o să încerc să fac un meniu pentru o zi, ca să fie cât de cât mai aproape de adevăr. Adevăr, da, exact. De adevăr, am putea să facem, uite, dimineața să consumăm, nici nu am adus aici, ar trebui să consumăm un iaurt gras. Da. Dimineața, da? Sau ouă. Ouă am putea să consumăm în special okay, gălbenuși de ouă. Ouă cu avocado, ouă cu avocado, da. Dar fără pâine, da, că așa fără pâine, fără exclus, la care ar trebui să adăugăm, eu aș recomanda în această dietă keto, măcar ca să ne apropiem cât de cât de adevăr, să adăugăm o sursă de verdețuri. Sau salate, uh-huh, sau puține fructe de pădure, și de asta am adus aici, fie că vorbim de baby spanac, fie că vorbim de salată verde, toate verdețurile pe care le putem să le consumăm, pentru că asta o să ne echilibreze oarecum și puțin flora intestinală, vor avea o cantitate de fibre care probabil vor diminua din efectele acestei adverse ale acestei diete. Perfect. Keto. De exemplu, la prânz? La prânz putem să mâncăm, fie că vorbim de carne grasă, ar trebui să mâncăm, să consumăm carne grasă, nu carne slabă în această dietă. Ceafă de porc, cotlet de porc, carne de oaie, pește, respectiv somon, pește cât mai gras. Aceste tipuri de cărnuri ar trebui să fie consumate în această dietă, nici de cum carne slabă. Așa că la prânz, așa că la prânz putem consuma o porție de carne grasă cu, de asemenea, cu salată. Ca și gustări, da, putem consuma, recomand fructele de pădure, acestea sunt singurele care sunt permise în această dietă keto, undeva la 100-150 de grame, nici foarte multe fructe de pădure. Fără banane, citrice, fără banane, acestea au indice glicemic mediu, bananele au o cantitate de carbohidrați mai mare, ceea ce este total interzis în această dietă keto. Urmând ca seara să la fel, să consumăm fie o sursă de proteină animală, da, la fel carne grasă, sau brânză, cașcaval, la care să adăugăm la fel salată și verdețuri. De asemenea, putem integra în această dietă ca și gustare fructele oleaginoase, pentru că ele sunt o sursă de grăsimi sănătoase, da, și o sursă de, au și proteine. Dar raportul este undeva exact de 75-25%. Mario, bun, deci să zicem că facem chestia asta, renunțăm la carbohidrați, ceva ce oricum mie mi se pare rău, dar se văd rezultate? Ideea este că în momentul în care e ținută exact ca la carte, da, se pot vedea rezultate, dar acele rezultate se văd și în momentul în care adoptăm un stil de viață echilibrat, în care adăugăm toate grupele de macronutrienți, dar adăugăm varianta lor sănătoasă. Respectiv, consumăm carbohidrați, dar consumăm carbohidrați cu indice glicemic scăzut, cei care nu mai impactează glicemia. Okay. Exact, da. Consumăm carne, dar consumăm carne slabă, nu consumăm zahăr, acesta este interzis în orice dietă, nu consumăm grăsimi trans, acele grăsimi din pateuri, produse de patiserie și așa mai departe. Deci, procesul de slăbire este cam același. El se bazează practic în această dietă, practic se bazează pe șocul pe care îl dai metabolic, pe care îl dai organismului. Uh-huh. Și acum, în general, persoanele care adoptă această dietă și spun, domne, am slăbit sau am avut rezultate, sunt persoane care până să apuce sunt disperate, vor să încerce orice ca să slăbească rapid, au un stil de viață sedentar, au un stil de viață, un stil de alimentație haotic și automat în momentul respectiv cam orice ar ține și scoate din această zonă de confort, da, ajută la acest proces de slăbire. Dar nu este sănătos. Îți mulțumim mult, Mario, că am învățat cu toții din discuția asta că și atunci când suntem disperați sau vrem să slăbim sau vrem neapărat să facem ceva cu corpul nostru, să vorbim cu un nutriționist și să facem de capul nostru, după cum am auzit pe internet sau prin alte părți. Mulțumim frumos, Mario. Cu plăcere.